Doar o treime din blocurile cu apartamente din capitală au fost conectate la rețeaua de energie termică. Primarul capitalei Ion Ceban, care a criticat dur guvernarea pentru tăcere, cere să fie făcute publice scenariile de criză, pentru ca autoritățile locale să înțeleagă cum vor face față perioadei complicate care vine. Primarul Ion Ceban a amintit că a semnat o dispoziție de începere a sezonului de încălzire din 22 octombrie. La 3 zile distanță, doar o treime din blocurile aflate în gestiunea fondului locativ municipal au fost conectate la căldură. Oamenii de sus s-au gândit la deconectarea focului veșnic, că poate asta ar fi fost soluția cea mai mare de economie, eu cred că o soluție rușinoasă pe care o pot face, dar ca unele instituții sociale pot rămâne fără căldură. S-au dat la minim contoarele și nimeni nu s-a îngrijit de acest lucru. Numai noi știm cum ne-am adunat și am gândit că poate deconectăm în zilele de weekend, iar de la o lună să dăm căldura copiilor în școli și grădinițe. De acest fapt trebuie să-și bată capul guvernul. Termoelectrica, care este principalul furnizor și unicul furnizor de energie termică în municipiul Chișinău, nu aparține primăriei. Edilul a criticat autoritățile centrale pentru tăcere. Funcționarul declară că nu există nicio claritate și un plan comun de acțiuni pentru a depăși criza energetică. Da, este grav că putem să ajungem să achităm aproape dublu pentru gaz, nu știu care o să fie prețul, dar și nu este prerogativa primăriei să discute despre acest subiect. Cum compensăm noi oamenilor săraci aceste lucruri? La unele categorii s-a ridicat pensia până la 2000 de lei. Ce facem când o să vină doar factura și va fi de 3 sau de 4.000 sau de 5.000. Nu există nicio claritate. S-a vorbit despre transparență. Noi nu știm cum să procedăm în acest sens. Ion Ceban a cerut guvernului să prezinte pachetul de susținere a populației, inclusiv a locuitorilor capitalei. Vom achita în continuare acele 40% din facturi pentru perioada rece. Dar nu vom putea extinde această asistență. Dacă suntem atât de mândri, haideți să venim și cu un suport pentru populație. Asta e datorie oricărei conduceri. Primarul municipiului Chișinău insistă că în lipsa unei viziuni clare a guvernului, nici autoritățile locale nu pot elabora strategii pentru protejarea populației. Ce se întâmplă dacă de la 1 decembrie nu vom avea gaz? Cum trebuie noi să ne pregătim? Explicați-ne ca noi să știm. Da, noi am pus sarcina comisiei de situații excepționale și Comisiei de Sănătate Publică să elaboreze scenarii. Ce fel de scenarii dacă noi nu știm datele probleme? Cerem în acest caz de criză să avem scenarii clare. Dacă nu le aveți, ieșiți public și spuneți că nu sunt. Le pregătim. Cine rămâne conectat? În ce condiții? Vrem să cunoaștem prețurile, măcar aproximativ, ca să putem estima și noi cheltuielile. Oamenii vor adevărul. La finele săptămânii trecute, în Republica Moldova a fost instituită stare de urgență pentru 30 de zile din cauza crizei gazelor. În lipsa unui contract de achiziție a hidrocarburii de la concernul rus Gazprom, autoritățile anunță că vor procura gaz din surse alternative.